A fost întrebat la un post central de televiziune, domnul Iohannis, aveți vreo soluție, e criză, până și Mircea Geoană spune ceva economic. Domnul Iohannis deodată a spus lucruri foarte frumoase, dar n-a răspuns la o întrebare simplă. Cum? Nu a fost atent la despre ce vorbeam. Am spus că primul pas este... care rezolvă criza. Care rezolvă criza politică. Iar eu mă refer la prima criză, criza politică care se poate rezolva în două zile. Nu, și criza economică care e bază? Iar apoi după criza... Criza economică e pentru toți acută, e criza economică, criza politică între politicieni, criza economică în țară. Dar este absolut necesar să rezolvăm întâi criza politică, să rezolvăm... Așa, tot o lăsăm deoparte, așteptăm... Nu, trebuie să rezolvăm înainte de toate un guvern, să fim un guvern legitim. Și haideți să vă dau repede un exemplu ce înseamnă criza politică ajunsă în mediul economic, care are repercusiuni grave asupra crizei economice. Fondul Monetar Internațional a spus că discută doar cu guvern legitim. Deci, ei așteaptă un guvern legitim întâi, rezolvarea crizei politice și apoi să... Și România de ce n-are guvern acum? În cauza lui Traian Băsescu, singurul mare... Asta era întrebarea mea, de fapt. Exact asta v-am oferit. V-am oferit Crin Antonescu, un om normal, echilibrat, care găsește o soluție bună pentru țară, împreună cu... și rezolvă împreună cu alții lideri politici responsabili în România o majoritate importantă versus un om care toți anii ăștia... Deschidem discuții, mergem spre o latură care nu duce nicăieri. Eu vreau să înțeleg un lucru. O secundă. A fost o ședință cumva în Parlamentul României în care 254 de parlamentari cu drept de vot au votat și au provocat căderea acestui guvern, guvernului condus de Emil Boc? Asta e faptul. Când îl interpretăm și spunem fiecare nuanțele, e altă discuție. Dar faptul acesta este? Așa este, nu? Că așa știu. Am văzut la televizor, e monitor oficial de acum, 254 de parlamentari au dat jos un guvern. Pe o alianță, conjuncturală sau nu? E un lucru grav că Parlamentul și exercită atribuția. Nu, dar asta e motivul pentru care România nu are guvern. Asta e simplu. Asta e faptul. Și să rezolvăm două zile. Să spuneam că nu vine FMI-ul. Parcă a căutat, așa, că s-a supus la vot o moțiune introdusă. Asta au vrut parlamentarii. Ei au dat guvernul jos. Parlamentul nu este ciumă în România asta. Dar eu nu i-am numit. Haideți să încercăm să... Eu vă spun, Parlamentul versus Traian Băsescu. O singură persoană gândește mai corect ca 254 de oameni. Dar ce treabă are Traian Băsescu? A fost în Parlament, acolo nu era Traian Băsescu. Erau parlamentari cu drept de vot. De 16 ani, eu fac politică. Parlamentari cu drept de vot? Eu știu că faceți de peste 10 ani. Analizați politică. Nu vă ne amăgim și amăgim populația spunând că Boc a luat singur decizia așa. Decizia de a cere demiterea. Până la urmă a guvernat domnul Boc sau domnul Băsescu? Ca asta deci nu suntem copii. Nu mai înțelegem că în România guvernul a picat pentru că 254 de parlamentari asta au votat și era dreptul lor până la urmă. Vă rog, domnul Mătăsaru, dacă îmi permiteți, mă gândeam acum când îi auzeam pe colegii destul de... Că ajunge domnul Ioană.